Am avut și o întâmplare, cum ți-am spus, la Băneasa, unde mi-am pierdut talonul. Elenorul ăsta, băi, nu știu, parcă e puțin cam mult. Te-ai gândit că poate asta pica ambreaj? Ți-ai pus o întrebare? Nu fac chestiile astea pentru că ambreajul este foarte, foarte... Prost. Da, prost. Cred că nici 10 nu ajungi să faci și se strică ambreajul. Tu mi-ai spus ceva de elonul pe spate? Cred că a fost cea mai scumpă modificare la mașină. Cât a costat elonul? 2500-3000 de dolari. Ce consumă? Nu te-am întrebat. 20. Pe bune. Uuuu, jantele la Bibiescu. Salutare, mafioși, și bine am găsit la un nou vlog. Nu filmăm noi foarte des Ford. A filmat acel Ford ST de la Galați, care a prins foarte mult și v-a plăcut foarte mult. Astăzi avem de filmat un alt Ford cu aceeași motorizare potentă, este un Ford Focus ST MK2 sau 3? MK2 este mai exact. De-aia l-am aici pe Vlad, pentru că nu mă place foarte bine la Forduri. Îmi plac cum arată, sincer mă uimește faptul că este și motorizarea corectă sub capotă. Și tuningul pe care Vlad l-a adus acestei mașini, eu zic că e unul destul de extravagant. Dar până să ajungi la această mașină, te-aș vrea să dai un like, un share și să subscribe acest canal. 15% car vertical, mergi cum merită toți banii și hai să vedem ce a făcut Vlad acestui Ford ST. Salutare, Vlad! Salut! Cum te găsești lumea pe Instagram? VLAD0N3S, Vladones. Vladones! 0 și cu 3. O să vă las eu în descriere exact cum îl găsiți pe Instagram. Spune-mi despre ce mașină este vorba. Este vorba despre un Ford Focus ST MK2. Ok. 2.5 turbo, motorul preluat de la Volvo. Tracțiune față. Tracțiune față, da. Motorul dezvoltă 225 de cai. Diferența între motorul dintre Mondeo-ul pe care l-am filmat la era un 3.0 aspirat. Era un 3.0 aspirat, într-adevăr. Aici avem un motor turbo. Caii sunt cam aceiași, dar eu zic că o să tragă mult mai bine motorul ăsta. Da. E și pe care să e mai mică. Ușor, s-ar putea, nu știu, are 1400 de kg, aproape 1380 de kg. Cum ați ajuns să vă cumpărați tu și tata tău? Am înțeles că aveți un garaj. Da, un service mai mare. O să cumpărăm un nou ploi pentru Mali, deci vom avea nevoie de un mecanic ca să ne facă mașina. Da. Cum ați ajuns la mașina asta? De ce v-ați luat un Ford Focus ST? Fostul proprietar îl cunoștea, asta a fost prin cunoștință. Ce pot să zic, a fost și la un preț foarte accesibil. Ce preț a avut de achiziție? 3000 de euro. Ok. Și este, are 90.000 de kilometri la bord. Mă rog, acum a fost luată cu 90.000 de kilometri, acum am vreo 97.000. Ok. Ai dat era stock, efectiv stock. N-avea nimic. Tot tuningul ăsta pe care l-a adus mașinii, cam cât a costat estimativ? N-am făcut un calcul, dar aproximativ între 8.000-10.000 de euro. Okay. Și o să mai fie adus mai multe chestii. O sumă decentă care chiar se vede, adică mașina asta chiar se vede că e modificată. Și hai să începem cu bara din față, cu botul mașinii, care are un lip la Maxton Design. Da. Jesus, este imens. Da. Este chiar imens. Lipul de la Maxton. Ce pot să zic? Farurile sunt Xenon. Ok. N-au venit. Sunt trei modele la Ford. Este ST1, ST2 și ST3. Ok. La ST1 nu e Xenon. De la ST2 și ST3 sunt doar Xenon. Deci cumva facelift 1, facelift 2, facelift 3. Facelift 2 e de la 2000, da, e la 2008. Da. Ok, deci a fost 3 ăsta e 2007. Uh-huh. 2007 s-a produs de la 2005 parcă până pe 2010. Ăsta MK2. Bun, dacă merg puțin mai jos, o să văd acolo un intercooler modificat. Da, e un intercooler stage 3 cu furtunile de 2.5 diametru. În rest nu mai văd nimic. Tot de la majoritatea pieselor a fost de la AirTech, pentru că astea sunt.
Un prieten al meu s-a decis să cumpere un Ford Mustang și m-a rugat să-i verific mașina pe care vertical. Iar în momentul în care am verificat această mașină, am dat de o daună destul de mare pe care mașina a avut-o. Mașina venind din Canada, iar acestea sunt pozele pe care Car Vertical le-a găsit cu mașina înainte ca ea să fie reparată și să fie vândută în România. Mașina a fost cam daună totală, mi se pare că a fost și inundată, dar cel mai important este că în România vânzătorul vindea această mașină de bună, iar acestea erau pozele pe care vânzătorul le-a pus în anunțul de pe site-urile de vânzare din România. Mașina era făcută total, dar dauna din spate eu zic că este destul de mare. Dacă nu vrei să iei o țeapă cu o mașină de genul, îți poți verifica mașina pe Car Vertical din linkul din descriere cu 15% reducere. Viziunare plăcută! Să zici că apărat să vedem exact cum arată, e cu deschiderea jmecherului. Păi stai de o secundă, că nu știu că, cum. E așa, la fel nu? Ca la, a, la, fel ca la Mondeo. Băi, dar... Stânga, dreapta. De stai două secunde. E acolo, tot ăsta că se... Stă acolo? Stă acolo, cum se... Băi, mi-e fi încă rup. Stă. Așa. Stai, mă, încă nu știu cum... Și așa, okay. Și dreapta, dreapta. Las-o acolo și ridică. Băi, ești nebun. Stai, mă, că nu știu trebuie, cum... Trebuie, trebuie. Trebuie să ridici, să ții drept. Așa, da. Doamne, ce-a fost, mă, în capul lor, mă, frate? Nu știu. Băi, inginerii de la Ford ai zis... Gata, ne bate în joc de încuietul ăla de la... Mie îmi place. Îți place? Mie îmi place. Care e motivul de care îți place? Deosebit, ceva deosebit, habar n-am, nu știu. Motorizarea destul de înghesuită, mi se pare că e la fel de înghesuit precum era și 30 acela V6. Adică nu prea ai loc de... Da. Da. E și mai mare. E și mai mare, da. E și mai mare. Bun, un filtru sport de la K&N. Furtunașe siliconice peste tot. Pro House de la tot la AirTech, totul schimbat pe albastru. Mm-hmm. Ăsta de antigel la fel schimbat. Foarte mișto compartimentul de antigel. Calculator. Și asta e cutia neagră de la avion. Tot ăsta schimbat. Da. Se desface treaba asta? Poți să desfaci? Da. Ia desfă-o puțin. Chiar sunt curios cum arată un ecu. Hai că te-am pus o treabă. Nu știu să desfaci, nu? Nu cred. Nu că l-am clipsat odată bine. Și nu mai merge. Tot desfăcea în mers. Și filtrul de aer la fel. Tot mi se desfăcea, trebuia să-l răsucesc. Ai și o bară de rigidizare. De rigidizare și pe față și pe spate. Și pe spate ai? Da. În portbagaj, nu? Da. Pe telescoape, o să ne uităm după aceea. Și în rest? În rest? Mașina e pregătită de Stage 2, ai spus, nu? Da, e pregătită de Stage 2. Momentan e stoc. Ți-am spus, mai devreme proprietarul avea un Stage 1. Mm-hmm. Noi am uitat de Stage, pur și simplu am pus piesele astea și mașina nu mai trăgea. De la 3500 de tori începea să facă probleme. Mm-hmm. Și așa că am anulat softul la DOP. Deci voi sunteți oamenii care puneți piese și anulați softul. Nu sunteți ca băieții aia care bagă soft Stage 3, dar lasă. Prima dată am schimbat și pompa de benzină, care ne-a costat 25 de milioane. Dacă îți vine să crezi, și am crezut că e de la asta, de la pompa de benzină, că așa apărea pe tester, dar nu era. Și, da, niște bani risipiți care puteam să-i bag în Stage. Da. Întrebarea mea, băi, este adevărat? Bine că nu, cam e adevărat, pentru că noi acum am dat curent la un Ford care nu pornea. Da, și acum posesorul Fordului o ecuia pe cric, nu știu ce face, un Ford destul de nou, cred că 2014-2015. Sunt Fordurile mașini stricăcioase? Sunt, da. Sunt, nu? Da, nu. Mai ales 1.6 diesel. 1.6 diesel pe care trebuia să luăm noi pe Peugeot. Deci 1.6 diesel este... Noi am fost să vedem un Peugeot, nu știu dacă a apărut clipul pe Peugeot. Care, H ăla... 1.6 HDU de 110 cai. Da, da. Exact la care s-a pus pe Ford. Nu vrei. Ai... Am încercat. Nu s-a vrut. Deci ăla e problematic, nu? Da. Bine că nu l-a luat. Și-a știu. Bun, hai să mergem puțin la platelă, să vedem, să vorbim exact. Lasă capăta de sistem, nu-i problemă. Okay. Să vorbim puțin despre jantele astea, care sunt BBS-uri? Da, sunt niște jante BBS, Le Mans Gold. Sunt Le Mans pe bune? Hmm? Sunt Le Mans pe bune, originale? Da, originale pe bune. Foarte tare, cred că a fost 2000 de euro asta, nu? 1400. 1400, cu anvelope 2000. Niște... Capacelele schimbate, pentru că, bine, tot culoarea asta era. Dar mi-a sărit un căpăcel și a trebuit să le schimb. Nu știu dacă originale, abar, nu niște căpăcele, nu. Prezoanele astea, ia spune întâmplarea cu Raru. Da, sunt niște prezoane puse cu niște ornamente. Efectiv, dacă scrii ornamente de plastic pe Google, așa, colorate plastic, cum vrei, oricum s-au exfoliat, dacă vezi, da. Le-am mai și lovit. Ce au spus băieții la Raru? Asta e cea mai mare problemă de la Raru. Că, bine, poliția sunt cu țepi, nu... prezoane, nu nimic. Nu, ce scuțe pe ăștia?
Păi, țipii ăștia sunt niște ornamente de plastic, poți să le și desfaci. Ok, și arăt. Da? Adică... Cu care ce poți să faci cu ei, în caz că, nu știu, treci pe lângă cineva? Sfârșit carnea după picioare, bă, după oameni. Asta mi-a spus. Da, deci mașina... Am avut și o întâmplare, cum ți-am spus, la Băneasa, unde mi-am pierdut talonul. Întâmplător, nici măcar știi că vineri seara să strâng băieții la Băneasa. Nu știu că nu merg acolo. Da. Întâmplător, am trecut acolo, nici măcar n-aveam treabă. M-a oprit un motociclist, aveam vreo 10 la oră. Și rarul, a venit și televiziunea, a venit DJ, a venit toată ai lumea. M-a pus pe Facebook, nu m-a pus pe televizor, dar m-a apărut pe Facebook la el, la pagina oficială de rar. Ok. Da, m-a luat talonul pe loc. Bun, body kit-ul ăsta care nu are aripi tăiate, ba? Nu, nu stai tăiat aripile, nu? Sau? Nu, sunt niște overfendere. Nu, dar aripile originale sunt tot acolo, că de obicei da, când pun băieții da. Overfendere. Trebuie să-ți de asta. Da. Niște overfendere, nu mai știu firma, pentru că trebuie să-mi comand unul că am lovit cealaltă parte. Și nu mai știu firma. Asta o ce mi se pare ciudat că ți-o nu se atinge janta sau. Mi-atinge. Se atinge, nu? Da, o să vezi în mers. Și față și spate, nu? O să vezi în mers. Ok. Suspensia e KV. Reglabilă. Ai pus lucruri de calitate, adică și jantele sunt originale și da. Suspensia e da. Una de top. Chiar ai pus lucruri. Suspensia a fost scumpă, da. 4000 de lei? 67 de milioane. Mai scumpă că la BMW. Da, că la BMW vreo 4500-5000 de lei. E 3800, da, în portocaliu. Și e culoarea electric orange. E asta, cu asta se semnează ei, culoarea lor de Ford ST. Dar și mi se pare mie real. Deci, elenonul ăsta, băi, nu știu, parcă e puțin cam mult, dar e și ok, adică arată bine. Madi acolo din spate confirmă că îi place foarte mult cum arată. Și vine Madi puțin să vezi cum e prins elenonul ăsta. Eu nu știu dacă am mai văzut în România un eleron de la Betelero. Eu, și e și aluminiu ăsta. Da. Ce ăsta? Plastic da. Ce ăsta? Aluminiu, nu? Da, aluminiu și plastic, da. Aluminiu și plastic. Nu știu dacă ați văzut vlogul cu Golful 4 roz. I-am spus Ane Maria că aș vedea pe Golful ăla 4 roz un hatch, doar pe hot hatch, cel mai bine. Da? Da, hatchback, cel mai bine să pui un eleron de ăsta mare. Ok. Cât ăsta e prins din portbagaj, este okay. foarte greu să îl ridici, mai ales cu o mână, nu prea poți să-l ridici. Cât a costat? Poate să vină și din carosabil. Mi-am ieșit din portbagaj ăsta, sincer. Da. Ia deschide portbagajul, să vedem cum se deschide cu tot. Am aici scaunele, iau. Mamă, frate, ești nebun la cap. Greu, da. Am și bara de... Uite că vorbeam de bara, are și o scaună da. Cu piele de oaie. Astea le am de la, pentru mit. Și... Da? Da. Mă, cred că e singurul care are scaunul ăsta. Dumnezeu, scaun de la de pescar, tu ești cu scaunul ăla. Nu, și ăsta e de pescar, uite, mai am unul. Păi nu, dar asta le e pentru aroganță, nu? Pentru prietena mea. Ah, ok. Bun, avem și bara cu de rigidare. Evacuările care sunt diametru original, nu? Așa avea NAST-ul. Nu, sunt schimbate, e Cobra Exhaust. Ok, și asta... Evacuare Cobra Exhaust de 76 de mm. Mi se pare mai ieșită aia din stânga. E dichet, fără catalizatoare. Catalizatoarele sunt scoate, intermediarele la fel. Bubuie? Așa, nu știu, am scos 104 decimetri. Da? Ia de puțin, ok, să curăț cum se aude, o să-mi dau la o parte. Flăcări nu scoate, nu? Flăcări nu. Nu? Da, ok, cred că e în capotă cheia. Uite-te, mă, frate. Ce că îmi place treaba asta. De Ford. Îmi place că apă gândul. Se căuta omul de cheie, dar era în capotă. Hai să mă dau mai departe. De... Hai, mă, că e decent. Da, filmează, mai dă-i o dată puțin. Cum se aude filtrul ăsta, da, sport și blow-off-ul, iar de mamă, ești Paul Walker, ești nebun la cap. Și că ești Paul Walker de România. Foarte bine se aude. Gata, e suficient că trezim pe băieții de aici cu tirurile. Poți să-i duc puțin la interior? Da, cum să nu. Manual. Hai să intrăm aici la volanul acestui Ford. Da. Băi, și mi-aduc aminte de interiorul ăsta și de ceasul ăsta de boost și de presiune ulei. Ăsta mi-aduc aminte din NFS Shift, nu știu dacă te-ai uitat NFS Shift. Nu. E la NFS la simulator. Dacă v-ați jucat, lăsați în comentarii. Tot timpul știu că... E clasicul, da. Ceasul în dashboard-ul respectiv, luam mașina asta pentru că era foarte stabilă pe viraje. Schimbătorul, schimbașul care e short shifter. Timonerea e foarte ciudată, vreau să spun la drepte. Mai ales a 5-a. Uite, vezi? Ai văzut? Bă, chiar a 5-a e ciudată. Da, tocmai ce zice, nu așa. E foarte... Mamă, chiar e ciudată. Da, e o timonerie foarte ciudată. Nu știu, ar merge un short shifter. Da, nu? Da, chiar merge. Aici avem clima, CD-ul Sony. În mare parte,
nu e foarte multe chestii și se vede puțin că e chip. Vreau să zic, da, e chip și vreau să zic, mai ales, vreau să zic că astea nici măcar nu vin cu SP standard. E wow. Extra option, SP-ul e extra option și ăsta ți-am spus de... Ce? Peste? Da, peste. Cu tracțiune în față și 220 da, da, de cai? Da, da, SP-ul opțional? Da, vorbesc serios. Păi și ce a fost în capul lor? Nu știu. Ți-am spus că există 3 modele, este 1, este 2, este 3. Asta e 1, este 2. Uh-huh. Da, cu ceva discuri la Sony, mai multe. Bă, SP-ul care ți-am zis că nu vine, scaunele Carora, este 1, nu vine. Filmează mai puțin asta, că e top cum arată. A, da, e pus-o un nos așa, o perniță. E de foarte bine. Cam incomodă, da. Da, da și scaunele sunt destul de tari, dar te țin aici. Te ține, mie îmi plac scaunele astea, scuică. Chiar sunt ok. Și culoarea frumoasă, se asortează foarte bine cu tot. Văd că ai ce cu aprins în bord. Păi, de la catalizatoare, le-am scos acum o săptămână. Ok. Acum o săptămână le-am scos. Mă rest, ce pot să mai spui despre interior? E interior... Vă să zic că cea mai mare bubă la ele este ăsta, ambreiajul. Ce pică? Da, pică. Am schimbat ambreiajul la 93.000. Păi cred că e subdimensionat. Nu știu cum a mers fostul proprietar, dar vreau să zic că toată, din ce am citit, toate review-urile sunt bazate pe ambreiaj. Și trebuia să pun unde era, am greșit aici. Sau măcar unul sport, dar cred că făceam niște mușchi. Îmi place foarte mult că ai și pedalele Sparco. O să am pedale Sparco, am preșuri Sparco, Nuka, schimbată. Asta vopsită, era o marmură albă, dar care s-a asta? Luat, s-a exfoliat, am vopsit-o negrumat. Ăsta la fel negrumat. Volanul, nu știu dacă să-l schimb. Pentru că nu mai am airbag. Oricum îți trebuie, îți trebuie cu mașina asta. Sunt curios dacă mă lași pe mine să o conduc puțin. Cum să nu? Da? Sigur, da. Hai să intrăm puțin în spate, pentru că variantele astea de mașini au venit în două variante. Au venit și în două uși în și două în patru uși. Da. Văd de aici în spate. Mai frumoasă în două uși. Exact. Da. Avem plafonul negru, e destul de mult spațiu. Tu stai cu scaunul destul de spate, adică am văzut că nu prea ajungi la ambreiaj. Și mare. Și la cap. Nu prea, chiar dacă e scobit aici puțin, nu prea ai foarte mult. Nu, mașina asta, ți-am spus, pentru că și atinge din cauza aripilor, mașina asta e maxim 3 persoane, 2 persoane. Maxim atinge, 3, deja dacă suntem 4, atinge extrem de rău. Atinge grav, nu? Păi, dar eu nu înțeleg de ce n-au pus pe mașina asta 4x4, deci chiar nu înțeleg. Adică are destul de multă putere. Nu știu, și mai ales problema, cea mai ciudată chestie ți-am zis aia cu SP-ul, mi se pare ciudat, să fie extra option. Deci să pui pe tracțiune față 220 de cai, da. Să... Spui că mamă, facem un rival pentru Golf, până la urmă. Da, motorul dacă... promotat de la Volvo, cum ți-am zis, e Volvo genizat. Și mi se pare, și mi se pare foarte greu să alegi un Mustang, adică au creat două mașini diferite, ți-au creat un Mustang care arată super bine și toate astea. Dacă aș alege într-un Mustang, mi-aș lua un 5.0 manual atât. Da, un 5.0 și tot la fel, mi-aș lua un 5.0. Dar băieții crezi că cumpără Mustang, prima variantă pentru România e 2-3 EcoBoost. Da. Și vine băiatul cu Ford Focus de ST 4x4, tot 2-3 EcoBoost și te rupe la semafor. Normal. Și... S-a terminat șmecheria. Hai să vedem cum merge această mașină, să vedem cum trage acest 2.5, o să meargă puțin cu mașina, după aceea o să meargă Vlad cu ea ca să vedem exact cum trage mașina la adevărată valoare. Dacă ți-a făcut clipul, hai cu un like, un share și un subscribe acest canal, dă-i un follow și Vlad, hai să vedem cum merge Fordul Focus ST. Mă, de mână, hai că am început bine. Pui mă fește, ne-am mâncat în... Un Fordulescu ăsta. Da. Ia că vorbeți. Opa, pe că dorm la mbrășa ușor. Trebuie să te obișnuiești cu Iana. Ca orice Da, mi-am tras cam așa ca o fetiță, să zic. Așa, astea se pun și... Da, stai mult în față. Da, mult în față ca să ajung la mbrăș. Mi se pare destul de... În fața mbrăș, nu știu de ce. Așa, mergem pe autostradă să vedem exact cum merge Fordulescu ăsta. Mamă, și ce mișto e că e turbo, adică se simte... La cât se limitează ea? 7.000. 7.000? 7.000, da. Ok, o să merg puțin cu ea ca să mă obișnuiesc. Ai distanțiere pe ea? Nu. Și de ce bate volan? Că eu sunt ovalizate discurile. Păi și la discuri bate volanul? Da. Uite, așa? Da, sunt ovalizate discurile. La discuri bate volanul? Da, nu știam și le-am modat. Na, când mă, stai ca 5-a e... Da, ai grijă cu timoneria, că e... Sol. I-am băgat 5 gata. A5 e cea mai ciudată. Nu știam că poate să speedeze la în mers din cauza discului. Eu știu că așa e. Eu știu că la frânare. La frânare. La frânare, da, la frânare, da. Cred că ai și o jantă ceva. La asta te referi. Mamă, ce mișto se simte. Se aude plouă afola. Plouă face cel mai... Face toată treaba, efectiv. Dar mă, crezi că mi se pare la fel de moale precum unde
6. Mi se pare la fel de mare precum Mondeo. Nu știu, parcă nu stă pe strada cum trebuie. Eu sunt obișnuit cu BMW, când merge cu BMW, frate, merge cartuș drept. Asta mi se pare la fel, moale. Gândește-te că suspensiile, ca să nu atingă, dar sunt efectiv ridicate cel mai sus. Suspensiile sunt ridicate cel mai sus. Păi mă gândesc că poate și de asta e așa. Spui și mașina. S-ar putea, da. Da, chiar mi se pare ciudățică la, la cunosc. Dacă dau acum un 4. Mamă, dacă se aude... Blow-off-ul e genial și gândește că e stock blow-off-ul ăsta. Uite, vezi, deci la viteza asta... Nu știu încă, dacă se... încă poți să-i dai. Nu, dar la viteza asta, dacă urmai pe luat... A. Îți duce într-o parte, vezi? Ai observat treaba asta? Nu știu, s-ar putea, poate, am o roată... Nu, dar e torque steering-ul pe care o are mașina, adică puterea pe care o are, uite. Op, și mă duc în partea aia. E real. Are tras, trage. Trage, trage. Trage ca un... Trage, că e ușor, 1400 km. Mi se pare ok. Trage ca un 3000 benzină de pe BMW. Aspirat. Și cam acolo sunt cai, știi? Bă, mă aștept să meargă la cum e ea de tunată și modificată, mă aștept să meargă diferit de Mondeo, dar merge la fel. Mi se pare rău. E tot la fel de moale. Da. Ce vrei să mai faci, Victor? Mi-ai spus ceva de eleronul pe spate? Da, de pe eleron, da. Cred că a fost cea mai scumpă modificare la mașină. Cât a costat eleronul? Undeva în jur de 2500-3000 de dolari, pentru că transportul a fost 1200, numai transportul a fost 1200 de dolari. Este adus doar din America. Și cred că din California, dacă nu mai știu, da, din California. Și pentru că are volum foarte mult, foarte mult, volumul foarte mare, numai transportul a fost 1200 de dolari. Ok. Da. Deci tu chiar ai pus lucruri de calitate pe mașina asta. Da, numai lucruri de calitate atât. În afară de niște luminițe în niște RGB-uri de-astea în, la poziții și niște de-astea, niște neoane, un underglow. Ai underglow sub ea? Da, underglow. Mamă, poate bine puțin așa, mai întuneric să fim puțin underglow ăla, chiar merită. Am avut și eu pe E39, dar n-a fost de acord domnii polițiști cu el. Din păcate am avut un underglow foarte mișto de la GUV și mi s-a spart, cred că... Eu am lângă casă, fac dreapta și am o șină de tren lăsată și probabil că am atins cu ele și mi s-au rupt firele de acolo, a trebuit să le schimb, n-am mai găsit și okay. Am găsit unele, mi le-a dat baghiera. Da? Le-am luat de la baghiera, da. Ok. Dar, na, sunt din telecomandă. Eu avem de la One Up Lightning, mi se pare că se... Ia să vedem dacă călcăm de la 4.5. E ciudată cum stă pe stradă, mă crezi? Nu, nu e nimic, stai liniștit. M-am lăsat și cu A5-a. Adică o bag acum cum trebuie. Te obișnuiești, îți dai seama. Dar e ciudat cum stă pe stradă, jur, e prea moale pentru puterea asta. M-am obișnuit. Te-ai obișnuit, nu? Da. Nu se pare că așa toate puterile pe stradă? Da, dar știi. Este. Parcă se împură și așa pe stradă, nu știu, nu stă și aia pe trasă. E pentru prima dată când... Nu, așa trebuie să fie un hedge. Deci, mie așa mi se pare. Probabil, dar uite, am condus seria 1 2.0 diesel, 160 de cai. Ăsta. Da. Băi, la 160 de cai, când nu accelerai, tracțiune spate, suspensia rigidă, ăsta, da. Stătea pe stradă cum trebuie. Am avut Opel GTC, dar iar nu stătea cum trebuie. Deci accelerai și nu era pe stradă, adică cum trebuie, adică nu puteai să mergi cu ea. Asta, evacuarea cu toate bubuitul ăla. Când schimb? Da. Da. Trebuie să fie încălzit atunci de câteva boxuri. Mișto. Man. Da, știu.
Oricum, cum să zic, o să intre în hibernare peste două luni. Mașina nu mergi pe ea. A mers vreo 3 luni, ce te zic eu. Dar merg, o iau, adică, dar nu ies în București, nu, exclus. Stau în Otopeni acum, la mine, Zagov, Otopeni, dar în București exclus. Nu pot. Cred că sunt cel mai vizibil și din cauza culorii. Ești cam portocaliu, sincer. Da, din cauza culorii, eleronului. Ți-am spus, te-am văzut, eram pe autostradă și te-ai plecat pe în parcare și eu te-am pus departe. Uite cât de mult este în evidență. N-ai adică... cum să nu mă vezi, da, n-ai cum să mă vezi. Da. Da, se simte turul steric, adică accelerezi în curbă și simți că ești de pe viraj. Măi, mișto, dar la cai ești așa și mai ales dacă o faci 32-33, ajungi că am 400 de cai. Vreau să zicem 400 de cai. Normal, asta, turbina, stoc, duce 350 de cai, 350 de cai maxim și blocul la fel, da, stoc. Dar atunci trebuie să schimb. Pe viitor, nu știu, am așa un proiect în cap, să-mi fac turbina să-mi iasă din... Pe bune? Din, da, nu din far, din... Stai, din capotă? Da, pe mijloc, acolo, așa puțin. Aș vrea să pun o turbină de aia de res, de 1 bari, asta are 1-2, bine, se duce în 0-9 când îi dai maxim. Ce atinge. Atinge, dar nu-i m-am obișnuit, n-am ce să fac, nu se întâmplă nimic, adică... Da, e mișto. Adică aș alerga multe BMW-uri cu ea, cu asta. Să știi că alergi. Alergi, nu? Alergi, da. Cine stă, adică pe la... Ce motorizare? Este competitorul la GTI. 5-6 Golf. Mi se pare că GTI-ul parcă e puțin mai... Mai rapid, aș putea spune? Nu știu, te-ai pus vreodată cu GTI-uri? Nu, cu GTI. Nu? Parcă, ba da, cu unul. Scuză-mă că n-am vrut să dau unii. Și eu le iau, nu e problema. Adică asta e, se întâmplă, n-ai de unde să știi. Autostrăzile din România, nu? Da. Măcar atâta avem. Autostrăzi. Care... Ți-mi a zis, îți place? Da. Da, îmi place cum mergi. E în a 4-a acum. Că ai R-ul fix lângă, știi, așa, să nu dai energie, da, așa. Da, da. Nu, că oricum nu intră, cred că foarte forțat. Da. Îmi place, jur că îmi place. Se pare că am multă putere pe față, dar îmi place pe să merg cu asta. Cred că la plecările de la semafor, dacă pleci agresiv, planetarele suferă. Troznesc, da, nu? Stai seama, da. Ai simțit vreodată? Nu prea plec agresiv, adică nu am făcut... Din mers, nu? Da, doar din mers, liniară merg. 0-100 să știi că n-am făcut la mașină, ci că are un 6-6. 6-6, 7... Declarat. Declarat la autodata. Acum nu știu ce să zic. Și cum am zis, nu fac chestiile astea pentru că ambreiajul este foarte, foarte prost. Da, prost. Foarte firav. Și mereu dacă faci treaba asta e protejezoare. Cred că nici 10 nu ajungi să faci și se strică ambreiajul. Jură-te. Nu știu ce să zic. E declarat foarte prost. Și trebuia să pun unul de RS, mai bine dau 1000 de lire pe unul RS și aia a fost. Da, mașina asta chiar în Anglia sunt foarte, da, cum e și foarte Opel, apreciate. Da, cum e și Opel Vauxhall în Anglia, acolo a, știu, da. E foarte apreciate, da. RS-urile, ST-urile foarte apreciate în Anglia, da. În principiu hot hatch-urile, pentru că ei au... Din mare parte de acolo am luat piesele toate, în afară de suspensiile KV care sunt din România. Mm. Atât. Dar restul pe Anglia. Nici n-ai cum să găsești și sunt site-uri specializate fix de ST-uri, ST-225. Pe domnul cu Audi. Care e un 3000 diesel, că se cam ține de lui. Se ține domnul cu Audi. E ăla de 245 de cai. Mare. Mamă, ăla n-arăgă. Hai să-l lăsăm, că e viteză destul de mare. Dar cam ăsta e competitorul, 3000 diesel, stoc. Da. Dar mă, că e de și el, nu...
Ce vrei, nici nu e modificat. Nici măcar n-am soft, n-am... Dar ai treabă. E bine că ai treabă. chiar e full, adică ce poți să mai pe mașina asta? Văd că n-ai încălzire scaune, nu? Nu, n-am. Nu cred că se punea pe recarul, nu? Se punea, dar se pune, ți-am zis, iarăși. De este 1, este 2, este 3. La este 3 sunt scaunele recaro de piele, da, ventilate. Și au mai fost un model este 500 și RS500. Știu, da. Da? Alea cu roșu. Mm-hmm. Și alea știu că sunt încălzite. Și cred că și este 3, da. Ce consumă? Nu te-am întrebat. 20. 20? Da. La mersul ăsta. Dai din ăsta? Ăsta. Dai tu. Ia să vezi acum. Ai făcut 97 de mii de kilometri. 20. 19.7. Mamă, dar consumă nu scade. Sub 8, nu, sub 18 nu scade. Niciodată. Păi cum mergi cu ea în condițiile astea? De tu câte ani ai? 19 ani. Cu ce te ocupi? Student acum. Student. Încep facultatea pe 26 la 6. Să văd că e alocația mare, nu? Nu, deloc. Nu mai e alocația. Sau care bursă, alocație? Bursă la facultate. Da, de unde? Te ajută el eronul la downforce. Da, da, da. Dar vezi că m-am mutat cu a 5-a. Nu mi se mai pare aiurea. Da. Deci chiar nu mi se mai pare aiurea. Și mie mi-a luat puțin să mă învăț. Deci la 160, a 6-a, 4.000 ture. Ok. Uite că e un motor turbo. Să-l băgăm în parcare. Și ai 6 trepte. Se vede cu fața de 39 care, iar cu parc de 39 care, la 60 la oră are 5 metri. S-ar pistonul la afară. Care a fost top speed-ul cu ea? Poftim? Top speed-ul cu ea. Care a fost viteza maximă pe care ai atins-o? Pe care am atins-o eu? Da. Cred că undeva la 230. Și mai mergea, probabil. Cred că 250 e limitată maxim. 248. 248, nu? 248 acolo. Da. De fabrică. Cu ambreiaj. Cel mai bine. A trecut și vreau la volan, la vogan. Și hai să vedem poziția ta. Mergi cam în spate, mi se pare. Ha? Mergi cam în spate. Păi, sunt și mare. Mamă, e diferit în dreapta. La volan nu se pare așa. Dar numai ce ai plecat acum și se pare agresivă. Deci în data se simte oricumva. Ia păi, mie îmi place mașina. Dar m-am plictisit de ea așa. Cum e acum, trebuie să umblu la motor. Nu, zic. Să umblu la motor. De mișto la drum. Blow-off-ul e da, ala chiar. Senzațional. Aș fi vrut să pun un upgrade la blow-off, aș vrea să pun un HKS universal. Mm-hmm. Asta vreau să fac cel mai. Uuu, șoc în planetar. Mamă, man. Gata, ok. Ai dat cam șoc. Cam dat șoc în planetar. Așa de nu? Da. Și n-a plecat nicio planetară până? De fiecare dată, așa merg. Te-ai gândit că poate asta pica mrajul? Ți-ai pus o întrebare? Adică să dai bă, așa? Nu mereu, na, mă rog, când vreau să mă dau mai. Dar când pică, ce pică? Patinează sau pică volanta sau placa de presiune? Ce pică? Ce se întâmplă? Nu, volanta, da. Păi ăla e de la șocul, man. Păi da, dar... Trebuie să țină, man. Nu chiar așa, nu chiar așa, adică pe bune. Păi da, da. Așa de... Nu chiar așa de repede. Dacă, asta mă refer, dacă nu-ți patinează ambreiajul, înseamnă că e la șocuri, știu de ai șocuri, am văzut mai schimbat acum, e bel ca lumea. Nu te-ai jucat cu el. Înainte să-mi pice nu dădeam, asta e și chestia. Eu fiind începător, am carne de... Bine, nu mai sunt începător. Pe timpul când eram începător, nu făceam chestiile astea, știi? Mm? A picat așa dintr-o prostie, eram în a doua... Stânga. Așa? Erai în a doua? Eram în a doua și în limitare. Și gata, trebuie pe gât. Am mai mers, gata, papa ambreiaj. Am brăsat acolo, am mers cu ea până la service. E numai de braia sau ce? Doar să o forțezi, fără ambreiaj. Mă gândesc că dacă nu-i pui, dacă vrei să-i faci stage-ul și toate astea și nu-i pui și ambreiajul ăla șmecher, îl faci degeaba stage-ul. Adică te bucuri de el, două, trei plecări și gata. Schimbi ambreiajul iar. Trebuie să pun un ambreiaj sport mai bine. Da, mai uitam un sport. Stai, mai faci și greșeli. Mai faci greșeli în viață când îți cumperi Ford-ul? Da. Ți-am zis, eu numesc mașina de carton. De fiecare dată se strică câte ceva la mașina asta. Și un posibil, na, și un plastic, na, sigur. Da, e cheap. E foarte cheap. Da, vezi că toată generația aia a fost, și Opel și tot asta, adică da, GTC-ul da, e și da. Astra H-ul și
Și Golful 5 mi se pare mai cheap decât Golful 4. E perioada mașinilor de criză. S-a văzut 2008. Da. S-a văzut da, reducerea de costuri. Să știi. 2007 asta și 2008. De ce mașini făceam în 2000 și ce mașini au făcut facea în da. Perioada asta. Aia, și cred că mașina asta din 2022 care este acum, care oricum ies greu pe bani de produse pentru că nu sunt micuțe. Toyota nou, cred că iese într-un an jumate, dacă exact. Vrei să ți-o comanzi. Și pe bune. Uuu, jantele la BBS. Mai să faci. Da. Nici asta nu cred că o să fie o generație bună de mașini. Adică dacă vedeți clipul ăsta peste 10 ani și vă cumpărați mașini 2022, noi conducem la 2008, adică veche de acum 12 ani, 14 ani și uite, tot nu e ce trebuie. Man, tu strigi volanta. N-ai cum, deci tu strigi volanta, nu? Deci din cauza ta mică ambreajul. Bun. Până la viitoare am fost mărit de toți banii, el a fost Vlad. Dacă v-a plăcut vlogul, dați un like, dați un follow lui Vlad pe Instagram. Are o mașină faină. Și spuneți să nu mai dați șoc în volantă, că de-aia pică volanta așa repede. Pentru că primește prea multe șocuri. Până la viitoare, toate cele bune. Pa, pa. Salut. Man, tu strigi volanta aia. Pe bune, vorbesc serios. Ce vrei și plăcere, nu?